хотел пиздец, да, гоны, да, я пшой. И он такой, он сейчас тренирует, и я угас. Разлука, остальные пиздец, да он не помню, да мы же даже на линк твои стрелять, ебану. Откуда мой цигар уже не взял? Нам пока мать товар, он не добрый, тут подал мы пьяный шимантин, день кассы, так они не украсят. А сеньор, мой пиздец, да мы плавят. Мы жалко, ровно, ты пьян, тогда ты тэпаешь, стык, стык, лавур, мы тут по хату, на. На пленжи, детка, на пленжи, когда ты заебись. Не бинг, так пока ты лимбис. Но только хэппи гребли, аск в цити. Я сам одет слеп, цити, рецинок и ебатня ебане. Dacă online-ul s-ar învăța din cărți, azi am fi fost la bibliotecă. Ai 20% reducere pentru abonamentele anuale la Academie Vie. Link în descriere. Academievie.ro. Bine ați venit la prajarca numărul 4. Prajarca, blядь? Cui sosea la numărul 4? Avem juriu, avem stand-uperi. Avem Petru Grecu, niște aplauze. Așa, și Irina Bivol, niște aplauze. Eu sunt Irina Bivol și vreau să încep campania Aparențele Înșală. Pentru că toți cred că eu sunt grasă, dar eu de fapt sunt așa înflată că am alergii la aer. Я нам целесне, когда с ничем. Еще три спонс. Привет, я ус Петру, я ус магистром дреб, бизнесмен, акционер мажоритарла Тесла, Apple, я ам инвентат пять криптовалютель ден ломи, я ус джедай мастер дерангу 3, лекции чиз добом. Я ус консидер Петру ун оппонент дестуль де путерник, дар я оркума салпат. Нари шанса? Нари Nici o șansă. Oponentul meu astăzi este mama stand-up-ului moldovenesc, lașmasterul numărul 1, Irina Bivol. Eu am o strategie, eu n-am o strategie ca să-l distrug pe Petru, pentru că el, noi jumătate de oră înainte de mine aici ne-am certat din cauza la o glumă, așa mă ubiom drug druga ei și tak. Стратегия мне если пунешь клофелин имбири, что порым пяты ногтя. Ши в următоарели минуте ос урмариц кум подса деструзиум куклу прин хуй сосяла. Я укрыт я пластряк интрон секс днем пока решил аста спер. Я стал Да, аста и сингур мотив. Сентем гата, хай сидем ку прима рунда и не приму. Петру, молодец, он джентльмен одеварат. Нижние аплаузы прима рунда Петру Греку. Хуй сосяла! Deci, cum a fost menționat, noi cu Ira, într-adevăr, suntem cuplu. Știți, suntem un cuplu de asta, tam, clasnic, tipa Bonnie și Clyde, numai că tare Asterix și Obelix. Și înainte de a începe, eu vreau să spun că Ira, într-adevăr, e un om ahuien, tot ce urmează, asta e umor și trebuie tratat ca atare, că nu luați chiar în serios, nu-i scriți, vă rog, pe Instagram comentarii gen hriu-hriu-hriușca. Шлюшка, ты не умеешь вчера, что мне очень бун. А шей, мам, окей, да, ну, требу. Дечь, да, с инщепим, куда ты тупо руаст, Ира плякла Олимпиады, где так е репрезент селекционата нас ла сумо, в чем е сингур тет селекционата. Ш, да, с инщепим. Рунда 1. Кари диференция один прожарка уны порк, ш прожарка луира. Кынар дзом пор кап не рос фрумос. Ирина из сингура инстаграм шлюшка, в карино куртязы мусульмани, я таки рад, кому порчелуш. Да и ну и без порчелушей. Ан с кем бима куртязы пимени, я таки рад, кому магарь. Да и юбес к магарей. А жай санду, он дел. Dacă nu dă Doamne, cumva pira cineva s-o taie, făptoașa și e tare ușor de găsit, de dacă cum pe dânsa cineva o taie, purieb de-o călăresc patru copchii, mănâncă urechele și coada, n-ați spălit? Nu, tipa că-i porc. Instagramul lui Ira-i ca apă din rubinet. Dacă te uiți fără filtre, ap ți-i huiova și-o strașnic. Care e diferența dintre un crocodil și Ira?
Dintr-un crocodil iese maxim 3 perechi de pantofi, in din ira iese vreo 200, 17 centuri și 4 sumci chitaiske. Plus încă crocodilul poate să nu mănânci câte o lună, dar ira poate să nu mănânci numai în timp și bea. Știți care e diferența dintre Irina și o bamjihă de la gara de sud? Până și eu nu știu. Când COVID a intrat în Irina, el a spus, oh, nihuia себе, deja ne transmitem pe cale anală. Spus asta cu glasul de Elmian Creț, precis că rupie gluma asta, dar ладно. Mai bine să afli de la mine decât din stradă, a spus tata lui Irina și i-a arătat și asta incest. Недостойно. Dacă Irina ar fi hamicioc, ea ar ascunde după bolfi un hectar de popșoi. Eu nu știu dacă o trec 3 minute, eu gata, dar oricum mă spun că o trec cu voi jumătate ceas și am făcut-o jostca. Round, da. Nu, da. Mai bine un hectar sub bolfi decât în fund. Катеня. Да. Так. Рунданты. Ирина Бивол. Ништя аплауза. Примурант, врав саварок с... Ну, оцен консидерарии, к Петру и Баят, ши еус фата. Тет нормала мини клитеру сэр кум имей маря декат пула луй. Шур кум сан тема на шеяш категории де греутати. Так, сан чепем. Petru, crede că în 2022 la modă să îmbli cu capul nespălat, să trăiești cu părinții și să te afirmi pe seamna lui Padructă? Puțin știu, dar Petru, de fapt, are vederea foarte bună. El poartă ochelari numai când vine aici la nu filma, ca să nu vadă clar e bala lui Melinti. După același principiu, eu folosesc ochelarii lui în timpul sexului cu dânsul, ca să nu-i văd e bala lui. Petru așa de tare seamănă cu o lesbiană, că la dânsul chiar și pula putea pește. Dar el așa de tare seamănă cu o lesbiană, că poziția noastră preferată în pat asta e foarfică. Pentru așei care nu au văzut niciodată, care au văzut lesbiene numai în filme porno, puteți să vă uitați la Petru, așa arată o lesbiană care stă pe hormonale. Petru în fiecare an participă la marșul comunității LGBT. El ies acolo, ridică maioul, arată lui patru țâțe, el apropo are patru țâțe, și strigă că femeile urâte tot au dreptul la o viață normală. Eu asta fac pentru tine. Papizdi-mi tot. Mie foarte mult îmi place să stau cu Petru de vorbă până târziu, așa ca între două femei. Nu, eu tot asta glumesc, desigur, dar părinții lui chiar au dorit să aibă o fată, serios, că s-au gândit ei măcar a suge pula. Dar tot normal, nu vă întristați, Petru și ca băieț se descurcă cu asta tare bine. Da, unicul motiv, deși Petru nu se ocupă cu incestul ăsta, deoarece frațiu nu-i pidaras, și bunel s-o-i mort, dar pe dânsul asta anală încurcă. Unica șansă a lui Petru să aibă un sex în trei, asta să-și schimbe sexul, să devină însărcinat și cineva să-l fută. Noi suntem și aia și mâncăm și eu văd în ochii voi că vă întrebați, dar asta de atâta Petru seamănă cu o pizdă? Round. Ирина Бивол, прима рунда. Хай сал аплаудем пи Петру ку а доа рунда. Поехали. Майтари, шику. Давай, оу, Петру! Дака Ирина арфи кангур, я ж арфи пуртат пуи, ансайши ди субоки. Пи Ирина теца ворбес пила спати, pentru că sunt hunjor și să-i spui ceva în față, trebuie să pierzi vreo 3 zile. Christian Bale s-a îngrășat cu 80 kg, a încetat și speli capul și a pierdut simțul umorului când următorul film s-a joace pe Irina.
Unii spun că Irina e tac sebe stand-uper, alții spun da, și prezentator de apulă. Irinei nu-i place cum i-a arat pe video, de atâta nu sunt porno cu negri. Irina face numai sex în trei, deoarece una face cât doi. Irina e stand-uper, blogger, tiktoker, influencer, e o fire mega creativă și asta te-ți reflectă în tatuajele mega originale. Ea are flori pe mână, o galaxie pe gât și pe țâță îi scrie hou. Dacă îți deschizi dicționarul la cuvântul banalitate, acolo șede ebala e în alb-negru. Da, dacă să dai mai departe să, la cuvântul eșec, acolo șede concertul de la nu filma, de la Jurnal TV. În povestea Alba ca zăpadă și cei șapte ptici, Irina a jucat teți șapte ptici odată. Irina, după sărutul prințului, s-a transformat din broscuță în prințesă, dar întrucât prințul era gay, apoi nu mi-a stat magie așa cum trebuie și eu rămas, știți, gușa asta e de la broască, eu rămas. Și dacă te joci cu dânsa, faci râie. Irinei nu-i plac plajele, deoarece e cât șede la plajă, apoi oamenii o iau și o aruncă înapoi în apă, cred că asta e o balenă, s-o aruncat pe mal. Și dacă Irina ar fi trăit pe timpul lui Isus, apoi acesta ar trebui să fie răstignit vreo 50 de ori, numai pentru a răscumpăra păcatul ei de lăcomia pânticului. Nu, tipa abjorstvă, nu, tipa... Nu? Ладно, похуй. Раунд! A doua rundă, Irina Bivol. Niște aplauze, blядь! Fapt adevărat, noi cu Petru am făcut cunoștință pe anonim, pe timpul când adminii erau naturali și Petru tot. Da, ne, glumesc. El e natural, serios, el fute partea feminină, asta poate să confirme chiar și paznicul de la ferma de oi. Când noi am și pus să ne întâlnim, el ne-a spus că are două apartamente, două firme, tare mulți bani, dar a uitat să menționeze că tot asta Monopoly. El singur se prezintă ca un businessman intelectual, dar eu o să vă rog frumos, dacă n-ați mâncat asta din farfurii, să n-aruncați, că el o să strângă și o să iei acasă. Că el e pizdabol, dar nu businessman. Petru are interdicție de a intra în Egipt, pentru că egiptenii cred că el a furat nasul lui Sphinx și îl poate la dâns pe ebală. Petru, de fapt, s-a născut fără sprâncenie, nu știu dacă știți, și în locul șala el a decis să încleie două saracănoșchi. Pe Petru e tare greu să-l uimești în pat, pentru asta trebuie la sfârșit să nu șeri bani. Petru... O ajuns, da? Aha! Așa... Pula lui Petru e așa de mare, că ar putea să fie una din minunile lumii, dar noi deja avem un turn strâmb. Dar eu mă uit la dânsul, dacă sincer, și nu înțeleg și ei mai strâmb nasul, pula sau schinarea. Dinței, băieți. Așa, lui Petru tare-i place să facă sex cu lumina aprinsă, pentru că numai așa poate să vadă negri care-l fut. În timp ce facem sex, eu mai mănânc câte o bucată de ciocolată, pentru că măcar de la ceva să primesc plăcere. Round! Yeah. Ira Bivol! Ai stat și e greu, pizdeți, da, treia rundă, prichini. Sunteți gata pentru a treia rundă, da? Petru Grecu, a treia rundă, поехали! Irina are un contract cu cea mai mare firmă de producție de hărbuși din lume. Ei au înțelegere că focii lui Irina stau pe lanuri și sperie și roi. Irina se dacă e domnișoare, prințes, și când trage câte beșnic, ea se incomodează și spune, oi, odată noi am mâncat mâncare mexicană și oi, și-a fost în seara aceea. E o scris sau un trecul la Farsaj 5. Oi.
Eu mă simțeam ca un șeih arab, știi, care are o sondă de gaz sub ogheal. Eu nu vreau să spun că Irina e șliușcă sau că are vaginul mare, dar în loc de cum pe menstrual ea folosește o căldare. Irina настолько n-are simță omorul, chiar și glumele care le fură sunt nesmișne. De la tine le fur, poate. În loc de nu filma, Irina trebuie să participe la un show Nu mânca, blea. După cum am spus, Irina are pe sân tatuat cuvânt Hope, dar sânii sunt așa de mari, că acolo poate să încapă tăt Luceafărul. Шрифт 72, и не ажунь нишла бургуй. Ирина и ка херпсу, не именно вреда, тэс макар удат им вяцу авуто. Ирина ряша де мулты слонины педынса, ке и четатсян де онуаря Украиней. Ирина ряша де копак им пат, кланцам пизды трэшт ю веверица. Раунд. Петру Греку есть того. Фоста три рунда, Ирина Бивол. Ништя аплауза. Știți, Petru seamănă cu tipul ăla drăguț, care dacă s-a arătat la știri că l-a prins cum fătea o capră, vecinii să spună așa știem. În fiecare dimineață, Petru îmi trimite către un dick pic de pe internet, ca eu măcar așa să văd o pulă normală. Petru așa de des a fost înșelat, că atunci când se declară sezonul de vânătoare, el se teme să meargă prin pădure, ca vânătorii să n-alâncurși cu un cerb. Da... Apropo, fun fact, eu i-am făcut cadou lui o husă pe care este un cerb, arată-o, te rog. Da. Nastolka el e tupoi. Petru-i fost avocat. Da, da, eu este un cerb, asta nu-i glumă. Și asta despre tine spunem. Petru-i fost... Petru-i fost avocat, dar el a lăsat avocatura pentru că nu putea să-și apere nici măcar fundul. Petru are familia Grecu și el, ca să-și venereze străbunei, mereu comandă salată grecească, îl citește pe Platon și se fute în cur. Din primul an de relație, eu am înțeles că lui Petru nu tare îi plac tusofșile de swinger party, că el tare se teme că cineva să-l încurci cu un gandon. Petru e un adevărat erou, așa că dacă cumva la voia să apară riscul că cineva o să vă violeze, el cu mare dragoste e tot asupra lui. Odată l-am rugat pe Petru să-mi spele pisica și asta a fost prima dată când el a văzut o chiscă umedă. Și a intrat într-o chiscă umedă. Sarmana. Petru e nastolka cablu că eu îmi bag chișor în trânsul. Round. Asta a fost Hui Saseală! Hai să vedem și crede despre această Hui Saseală. Valeria Pușcaș, niște aplauze. Давай! Cred că tare greu e să alegem între voi doi. Ați fost la fel de puternici. Am fost la mai multe show-uri și Irina era preferata mea. Dar astăzi Petru a avut mai mult umor pentru Petru. Mersi. Valeria pentru Petru a votat. Tak, țineți minte un vot pentru Petru. Cristi Mirončić. Yeah! Ай, ништя галажия, блядь! Аша! Мы жестко лавой, синчер. Я лучше кум и сексу. Давай еще во футе с чел магини, крек. Да, к синчер. Да. Бэй, я ам эмоции. Деши, я вообще не шо полно треба с факт. Браво, я ну штю кум ролу рлива, стрю с фиодика. Прямо ну кучня ваша шахуй сосяла.
După asta eu nu știu cum voi dormiți împreună, dar ladă. Короче, блин, cu porcul eu aș spori, oleacă ești. Sincer, cu sumo tot. Așa. Короче, eu sunt pentru egalitate de genuri. Așa că chiar dacă ne-a plăcut tare mult Irina, Petru, ți-i un vot. Petru, două voturi și cea mai importantă decizie. Gabi Marcu! Bună seara! Eu vreau să fiți atenți la fața lui Petru, îndeosebi la frunte. Am tot respectul față de femei, dar un bărbat când fute trebuie să transpire. Aplauze pentru Petru. Asta a fost Hui Sasea la numărul 4 și o câștigat Petru Grecu. Dar noi ne vedem la Hui Sasea la numărul 5! Nu plângi, iată, nu plângi cât de trebuie să-i bici. Din bing, doar păcatele în bici. Nu doar că-l hăi pe greble ascuțite. E sau e slăpțit de râțână că e batnea, e banea.